Mergem la a șasea piatră, care e safirul, are culoare albastră. Safirul este unul dintre cele mai superbe pietre prețioase. Cele mai impresionante pietre de safir au fost descoperite undeva unde se spune că au fost cândva raiul omenirii, adică în Oceanul Indian, în Sri Lanka, Birmania sau insulele Indoneziei. Se pare că efectele acestei pietre asupra oamenilor sunt impresionante, de vreme ce e amintit a fi binefăcătoare chiar și în relatările Cărții Sfinte, în Biblie. Astfel, safirul ar contribui semnificativ la menținerea sănătății mentale, făcând un foarte bun echilibru între suflet și rațiune. Poate că și din acest motiv, safirul îi va ocroti pe cei sensibili în primul rând și cu toată forța lui pe nativii din semnele Fecioarei. Aflat în apropierea inimii, purtat acolo, safirul va regla funcționarea acestei părți componente de bază a organismului și întărind inima persoanei respective. Sunt și credințe vechi, probabil întemeiate pe o îndelungă observație directă, și spun că toate aceste pietre sunt considerate a fi pietre regale. Se aflau chiar pe coroana regilor și numai pe o singură coroană, pe toate coroanele regilor, contribuind la armonia, măreția, regalității absolut pretutinde în lume. Potrivit unor credințe vechi, safirul ar contribui și la menținerea sub control a ceea ce astăzi noi numim libido, acea poftă de dragoste, dovedindu-se un adevărat paznic al castității în cazul familiilor care au domnișoare și vor să le păstreze caste până în momentul căsătoriei. Puterea magică a acestei pietre este atât de mare încât, se spune, poate alunga forțele răului, păzindu-l pe cel care poartă așa ceva, de gândul rău în dragoste, cât de faptele nepotrivite și impulsurile nepotrivite în cuplu de îndrăgostiți.